Acest câine, cândva cunoscut ca Java, iar apoi numit Olivia, a fost găsit într-o duminică nu departe de Dowdy Ferry Road și autostradă. A fost găsit de un trecător care era pur și simplu șocat. Pe gât, câinele avea un borcan de cafea și se pare că îl purta de foarte mult timp. Era încă un cățeluș și a crescut odată cu borcanul de pe gât. Alături de Java era un alt câine fără adăpost pe care l-au numit Joshua. Bărbatul a raportat despre găsirea lui în centrul de salvare animalelor, dar a refuzat să dea un nume. Oficiale adăpostului local au spus că borcanul stătea minim de o lună pe gâtul câinelui. Când animalul creștea, acesta se lovea de urechile lui, aproape rupând una dintre ele. După ce au tăiat obiectul străin, Java a fost trimis pentru tratament la spitalul de animale Metropaws. Următoarele câteva zile vor fi critice, se spunea în mesajul de pe pagina de servicii pentru animale. Trebuie să o aducem la o stare stabilă pentru operație și să urmărim care organe sunt afectate din cauza unei perioade lungi de foame. Însă câinele continuă să dea din coadă și ăsta e un semn bun. Ce ține de Joshua este sănătos, dar are nevoie de o nouă casă. După ce a început strângerea de fonduri pentru Java, sute de oameni și-au arătat dorința de a ajuta. Iată că a ajuns ziua operației. Corpul câinelui literalmente încerca să crească din borcan, se spune într-unul dintre mail-uri. Se lovea de maxilar și canalul urechii, ceea ce a dus la pierderea auzului la urechea stângă. De asemenea, a tăiat mușchii pieptului cu un inch, ceea ce a expus câinele la o infecție periculoasă pentru viața. Java, cunoscută și sub numele de Olivia, a trecut astăzi operația. Dacă va rezista următoarele 48 de ore, va avea șanse să supraviețuiască, anunță salvatorii ei. Olivia a trecut bine prin operație, dar înainte o așteaptă o recuperare lungă. Este foarte veselă și iubește să comunice. Procuratura a început o anchetă. Nimeni nu crede că câinele singur a îmbrăcat borcanul pe gât. Îi urăm Oliviei să-și revină cât mai curând și să găsească niște stăpâni iubitori. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod emoționant. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!